zilele, săptămâni înainte de trecerea moțiunii, știu că se punea problema referitor la nominalizarea de comisar european. Mai are dreptul doamna Dăncilă, care e pe munche cât pe ce să cadă, să propună un comisar în numele României? Da. Credeți că e situație și la președinte? A greșit fundamental, a greșit fundamental, pentru că nu ascultă pe nimeni. Este o persoană care nu vrea să audă sfaturi de la nimeni, nu învață din nimic. Era evident că Rovana Plumb avea să fie respins, era evident că Dan Nica avea să fie respins, este... era clar, dar numai cineva orb nu vede asemenea evidențe. Pe de altă parte, e o problemă de, să spun așa, de filozofie a numirii unui comisar european. Un comisar european trebuie să fie o persoană cât de cât consensuală. Nu cineva care polarizează, așa cum polarizează Rovana Plumb și Dan Nica. Aceste persoane suscită oroare în anumite cercuri. Da? Eu nu pot să uit felul în care răcnea doamna Plumb împotriva opoziției în urmă cu câțiva ani în Parlament. O asemenea persoană nu poate fi comisar european. Nu mă refer acum la problemele de integritate. Mă refer pur și simplu la abordarea ultrapartizană care este proprie acestor persoane. Deci, din start, este o greșeală fundamentală să mergi cu asemenea nominalizări. Uitați-vă ce fac alte țări, țările cu anumită tradiție în Uniunea Europeană, caută comisarii europeni care să fie acceptați, sigur, sunt de dreapta, sunt de stânga, ce-o fi, dar să fie totuși oameni care să poată avea un dialog cu ceilalți. Doamna Rovana nu poate avea un dialog cu cine să aibă un dialog, da? Poate doar cu doamna Dăncilă, atât, dar numai ei între ei și atât. Deci este complet greșită abordarea doamnei Dăncilă. Fără a mai vorbi de faptul că alegerile din 26 mai din acest an au arătat, repet, că există o prăpastie între guvern și societate. Măcar de, cum să spun, de jenă ar trebui să propună persoane care să nu fie pur și simplu niște sfidări la adresa celorlalți, da? Și la adresa Europei. Aceste nominalizări făcute de doamna Dăncilă sunt sfidătoare, pur și simplu sfidătoare. Această femeie sfidează. Sfidează opinia publică, sfidează societatea românească, sfidează Comisia Europeană, dar nu în felul ăsta îți recâștigi prestigiul în lume. Doamna Dăncilă ruinează cu totul ce a mai rămas din reputația internațională a României. Legat de nominalizarea pentru funcția de comisar european, eu am spus deja cu câteva zile, l-aș vedea pe Cioloș. Cioloș a mai fost, Cioloș știe cum merg treburile, a făcut figură bună acolo, eu îl susțin în continuare pe Dacia Cioloș pentru funcția de comisar european. Ar fi o foarte bună variantă pentru noi. Sigur, acum că se discută și de Zicrui Mureșan, e o posibilitate, dar primul meu gând ar fi de aceea în Cioloș. Dar mai poate fi propunerea doamnei Dăncilă? Doamna Dăncilă totuși trebuie să țină, ar trebui să țină cont de realități. N-ați văzut declarațiile de ieri făcute de doamna Dăncilă, dă impresia că nu mai are deloc simțul realității. Există un dicton latinesc, quos deus vult perdere, prius dementat. Mi-am scris-o ca să... Adică, cei pe care Dumnezeu vrea să-i piardă, mai întâi îi înnebunește, da? Dementă, da? Îi transformă în demență. Asta este ce se întâmplă în momentul de față cu o persoană care a pierdut puterea, dar se agață de putere cu orice preț și, din păcate, cu toții plătim factura pentru această ambiție nesăbuită.